Ascultat de Dumnezeu, citesc doar două, trei versete din capitolul 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oră lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Fiecare dintre noi dorește o viață de calitate mai bună, o viață de calitate superioară. Tinerii se gândesc, oare ce fată să-mi iau ca să fiu mai fericit? Fetele, oare cu care băiat aș putea fi mai fericită? Și în țara aceasta vrem o viață de calitate superioară, dar oare ce anume să determine calitatea? Sau ce să facem ca să ajungem să trăim în așa fel încât să se merite să trăiești? Încât să spui, da, se merită, da, s-a meritat. Atunci când ajungem la capătul vieții, atunci să spunem, uitându-ne retrospectiv, să putem spune, da, s-a meritat viața. Să știți dumneavoastră, oricine sunteți aici și mă ascultați sau pe cale electronică, că oamenii la capătul drumului, majoritatea lor își regretă felul de viață pe care l-au trăit. Majoritatea oamenilor în vârstă spun așa: dacă aș fi să mai fiu odată tânăr și să trăiesc viața, altfel aș trăi eu. Regret modul în care am trăit. Cât de important este ca acum, tânăr fiind, tânără, sau indiferent ce vârstă avem, să facem ce trebuie, așa încât să se merite viața și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Să merite investiția banilor, a sănătății, a timpului, a tuturor resurselor noastre. Cartea aceasta, Iona, ne vorbește despre cetatea Ninive. Dar înainte vreau să vă spun că mă gândeam la Aurel Tămaș, cântărețul acela de muzică populară, care spunea așa: când s-a împărțit norocul, am fost dus la lucru și am absentat, așa că n-am avut noroc și de aceea dau peste mine toate necazurile. N-am fost când s-a împărțit norocul și ce să-i faci? Este ferice de cei care au fost la împărțirea norocului. Oare de noroc să depindă viața? Oare calitatea vieții să depindă de noroc? Vreau să vă spun, calitatea de vieții depinde de modul în care te raportezi la Dumnezeu. El ne-a dat viața și El ne-a creat ca să trăim în relație de copil și tată, să trăim în ascultare de Dumnezeu. Și ascultarea de Dumnezeu aduce multă odihnă, aduce multă pace, aduce multă fericire. Spunea într-un psalm, cât despre mine, fericirea mea, spunea psalmistul, este să ascult de Domnul și să fac fericirea mea. Domnul este fericirea mea. Când împlinesc poruncile tale, spunea autorul psalmului 119, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Extraordinar. Extraordinar. Câtă libertate există într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu, cât o dignă, simți că zbori. Săptămânile acestea am experimentat așa în relația cu Dumnezeu, o libertate în duhul lipsită de apăsare, lipsită de legături, care stea peste de depresie, pur și simplu o bucurie extraordinară, o bucurie extraordinară. Desigur, asta presupune un mod de viață permanent de rugăciune prin care se comunici permanent cu Dumnezeu și atunci pacea Lui vine peste tine. Protecția Lui vine peste tine. Eu sunt scutul tău, a zis Dumnezeul lui Avram, și răsplata ta așa foarte mare. Eu sunt scutul tău care te apără. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Său și cuvântul Său ne asigură de multe promisiuni din partea lui Dumnezeu pentru o viață de calitate superioară. Secretul stă în cunoașterea și în împlinirea cuvântului Său. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mesajul acesta cred că a fost ales de Domnul, pentru că urmărind ce s-a zis aici, mi-am dat seama că se corelează foarte bine, foarte bine cu ce s-a spus aici. Deci, care este tema acestei cărți și cine, de la cine pleacă acțiunea? De la Dumnezeu pleacă acțiunea. Dumnezeu este în spatele acțiunii. Iona este un om al lui Dumnezeu. Aici, în cartea aceasta, el nasce de Dumnezeu, după aceea regretă, mai târziu ascultă. Dar Dumnezeu este în spatele scenei și Dumnezeu își propune să facă ceva cu cetatea Ninive, a cărei răutate a ajuns până la mine. Scoală-te, du-te la Ninive, îi spune Dumnezeu lui Iona, și cetatea cea mare, și strigă acolo împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Iată, răutatea oamenilor uneori urcă până la Dumnezeu. Dumnezeu ia temperatura răutății. Și atunci când răutatea și paharul răutății se umple, Dumnezeu ia măsuri. Ninive era capitala Imperiului Asirian. În secolul 8 înaintea erei noastre, cel mai mare imperiu din vremea aceea, și o cetate în jur de, poate, peste, în jur de 1 milion de locuitori. Erau copii,
120.000 de copii care nu știau să deosebească stânga de dreapta. Spune, du-te la Ninive, cetatea cea mare, care, ca să o parcurci de la un capăt la celălalt, se pare că străbuia 3 zile. Este clar că era foarte mare. Căci răutatea ei s-a suit până la mine. Oamenii aceia, asirienii, erau un popor crud, un popor crud, care cucereau diverse țări și pe prizonierii de război îi tratau inuman. Le smulgeau limba, le tăiau urechile, îi chinuiau de-a binelea, își băteau joc. Era un popor crud. Și Dumnezeu spune, răutatea ei a urcat până la mine, du-te Iona, spune-le că încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Am decis, Dumnezeu decide ca să-i scurteze viața acestei cetăți, acestei națiuni. De ce? Pentru că lungimea vieții, calitatea vieții, sfârșitul vieții depinde de modul în care te raportezi la Dumnezeu. Oamenii de vremea potopului n-au ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu a trimis potopul peste ei și le-a scurtat viața. Cei din Sodoma și Gomora au gustat focul și puceasta din cer de la Dumnezeu. De ce? Pentru că n-au ținut cont de Dumnezeu și au făcut planuri stânga și în dreapta, dar în schimb pe Dumnezeu l-au scos afară din planurile lor, din agenda lor de toate zilele și Dumnezeu a zis, da, așa faceți și eu vă dau deoparte pe voi. Cât de important este ca Dumnezeu să-ți fie prioritar în viața ta? Este extrem de important. Și Iona nu se duce. De ce nu se duce Iona? Pentru că poporul acesta sirian profețise Isaia că Israel, din cauza neascultării, dacă veți continua, le-a zis Isaia, să n-ascultați, veți ajunge în robie în Asiria. Ei vor veni, vă vor bate, vă vor duce în Asiria. Mai mult, asirienii chiar făcuseră câteva incursiuni în Israel și le făcuseseră rău. Și Iona zice, nu mă duc la dușmanii aceia, nu mă duc, cum Doamne să mă duc la ei, să o iau în direcția opusă. Și Iona n-a vrut să asculte de Domnul, n-a vrut să asculte, a luat-o în direcția opusă. Dar Dumnezeu a făcut ca Iona, constrâns fiind, să ajungă în final, până la urmă, la Ninive. El predică încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și reacția cetății Ninive este una de smerenie, de pocăință. Toți s-au pocăit când au auzit că mai au încă câteva așa, zile de trăit. S-au smerit, s-au pocăit, au strigat la Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu? S-a întors. Biblia spune așa, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorc de la calea lor ce area, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care îl hotărâse să îl facă și nu l-a mai făcut. Dumnezeu a renunțat la planul lui de a-i nimici și le-a dat viață în continuare. De ce? Pentru că ei s-au întors la Dumnezeu și s-au pocăit de păcatele lor. Dar lui Iona i-a plăcut aceasta. Nu i-a plăcut lui Iona, s-a mâniat. Cum, Doamne, adică tu pe dușmanii Israelului și pe cei care tu le dai viață și tu te bucuri să poți face bine dușmanilor, chiar dacă se pocăiesc? Și da, a zis Domnul, pentru că inima mea, scrie aici Iona, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Da, tu ești plin de îndurare, ești bogat în bunătate și chiar și atunci când răutatea ajunge până la cer, tu ești gata să ierți și să mai lungești viața. Ce bun Dumnezeu! Dar Iona n-a fost de acord. Iată ce bun Dumnezeu care iubește chiar și pe dușmanii poporului său, Israel. Ce bun Dumnezeu care dă iertare, dă viață. Și el este gata și astăzi să dea viață. Dacă a dat viața și iertarea unei cetăți a cărei răutate a ajuns până la ceruri, oare nu ți va da ție iertare? Oare dacă Dumnezeu a fost gata să-și iubească dușmanii lui, dușmanii poporului său, oare tu și eu, noi putem să ne iubim dușmanii noștri? Oare noi putem să nu ne mâniem când putem să iertăm pe cei ce ne fac rău? Oare noi putem să iubim pe cei ce ne fac rău? Secretul este acesta. Că trebuie să fii născut de sus, să ai sădit în tine viața din Dumnezeu ca să poți iubi, ca să poți ierta pe dușmanii tăi. Dar dacă nu ești născut de sus, dacă nu ești născută din Dumnezeu, dacă nu ai sădită în tine viața lui Dumnezeu, n-ai putere să iubești și să ierți pe cei, pe dușmanii tăi, nici să te rogi pentru ei. Noi de la natură nu suntem copii lui Dumnezeu. Noi ne-am născut în familiile noastre, suntem copii în familii, din părinții noștri. Dar ca să fim copiii lui Dumnezeu, aceasta nu este de la natură, ci trebuie ca să ne naștem de sus. Iisus i-a spus lui Nicodim, care era un om foarte religios, foarte religios. În momentul în care Nicodim a venit la Iisus, el mergea la biserică absolut regulat. El cânta, poate, sau știu eu câte, era implicat în diverse activități. Nicodim era foarte religios, Nicodim, foarte religios, era fruntaș. Și Iisus îi spune, omule, tu ești foarte religios. Dar dacă nu te naști de sus din Dumnezeu, nu poți să devii un copil al Dumnezeu. Nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Secretul ca să vezi împărăția lui Dumnezeu nu este să fii